foarte bună carnea. Cam așa arată. Și întotdeauna la clipurile mele o să vă zic părerea mea sinceră, dacă se merită sau dacă nu se merită. Salut! Sunt Otto de la Miere TVO și astăzi facem încă un episod din Otto Mănâncă. Pentru episodul de astăzi am comandat de la Dabu, Grill Mix Dabu. Haideți să vedem, am comandat prin Food Panda pentru că avem o reducere de 50%. Deci din prețul întreg de 30 de lei am plătit decât 15 lei plus 7 lei transportul. A, și încă 2 lei container charger, adică ambalajul probabil. Deci în total 24 de lei. Oricum, mult mai ieftin decât dacă aș fi mâncat în magazin. Plus că e și comod, îmi vine acasă mâncarea. Haideți să desfacem repede. Uitați așa mi-a venit coletul. Pac, pac. Haideți să desfacem, să vedem ce avem aici. Avem tacâmuri. Și avem tacâmuri din astea bune, transparente. Scopitor, piper, sare. Așa, aici avem niște șervețele. Aici avem șervețele umede, da? Avem un sos de maioneză cu usturoi, am cerut eu. Și aici trebuie să fie monstru. Ah, și mai primit și un client. Să vă arăt. Avem salată, avem aici un cașcaval pane, cărniță, sosuri și cartofi prăjiți. Stă foarte bine. Să pun cartofi din asta. Mi-a căzut niște sos aici. Nu mi se vede fața. Da, super sosul ăsta. Ia să punem pâinea asta aici în parte. Arată demențial. Pe bune, chiar arată super bine. Așa, hai că am pus telefonul pe un stativ. Și să desfacem asta. Avem aici și sosul. Să vedem. Wow! Foarte bună mâncare de la ei. Am mai mâncat o singură dată de la Dabu, mix din ăsta, mix grill, din mall, însă s-a deschis o nouă locație și mi se pare mult mai bună aici, la locația cea nouă. Nu știu, mall mi s-a făcut greață așa când am mâncat. S-a plecat. Da. Foarte bună carnea asta.
Wow, mi-e așa foame. Ce poftă. N-aș vrea să mănânc pâine, dar pâinea asta este extraordinar de moale. E făcută acolo de ei. Super tare. Ar fi mișto să scobesc și să bag aici. Dar mai mă complic, că n-are sens. Și așa e foarte multă mâncare. Are ăsta, cred că, peste 6-7 stele, am oricum. Și când vă Susana, așa. Doamne, cât de bune. Superbă. Și cred că sunt două tipuri de carne aici. Da, uitați, asta e mai neagră. Asta e de oaie. Asta sigur e de oaie, că miroase. E, adică are gust, miroase. Și asta albă, nu știu de ce. Cred că e pui. E pui de curcan. Abar n-am. Scrieți-mi în comentarii, dacă știți voi, dacă ați mai mâncat și știți. Ador carnea asta. Ador carnea în general, da. Asta de la rotisor. Asta la cartof. Caserola. Și merge tare. Și foarte multă mâncare. Mă gândeam că dacă mi iau prin Food Panda și na, plătesc la jumătate, o să-mi vină porția mai mică. Dar nu e deloc așa. Au pus băieții din belșug aici și carne și sos. Descărcați-vă aplicația Food Panda, fraților, și vedeți acolo. Dacă aveți și voi gratuit, nu știu dacă e decât în Vâlcea sau în toate orașele din țară, habar n-am. Cașcavalul ăsta n-are niciun gust. Da, nu. Cașcavalul ăsta nu-l recomand. Multă grăsime și prăjeală și n-are absolut niciun gust. Hai să băgăm și salată. Foarte bună și salata. Dar și asta are sos pe ea. Sunt sosuri diferite. Aici pe carne e un sos și aici e o maioneză cu usturoi. Separat. Dar foarte bună și salata. Are castravete, are ceapă roșie, are roșie, salată verde, morcov, ardei gras. Uitați. Trebuie să mănânc și salată. Dar oricum, carnea e genială. Carnea și cartofii sunt calzi, sunt crocanți.
fast-foodul ăsta Donar Kebab, v-am zis, nu cel din mall, cel din Ostroveni, e super bun. S-a deschis mall-ul la noi în Vâlcea, al doilea mall, am mâncat la ei, na, au venit prima dată în Vâlcea. Mi s-a plecat, nu știu de ce. Mi-am luat sandwich de acela cu știință, parcă. După aia am mai încercat kebab, cartofi prăjiți cu sos. La fel, mi s-a plecat iar, s-a făcut rău. Cum era ăla de mașină, așa. Apoi ne-am mâncat foarte mult timp la ei și am observat că s-a deschis în Ostroveni. Și am mâncat hamburger, cheeseburger din Ostroveni. Foarte bun, nu am avut nicio problemă, nu mi s-a mai aplicat și acum mi-am comandat mix grill-ul ăsta. Dar e enorm, dar chiar e foarte mare. Carne de aia, oaie. Demențial. Eu sunt carnivor. Iubesc carnea în orice formă ar fi, prăjită, la rotisor, pe răcia asta care se învârte. Deci orice fel de carne îmi place. La cuptor, iar îmi place carne foarte mult, preparată la cuptor. Wow, deci e foarte mare meniul ăsta. Nu mai pot să mai mănânc. Cred că o să mai păstrez un pic pentru mai încolo, că n-are sens să mă forțez. Nu știu, de când am slăbit foarte mult, de când am slăbit 30 de kg, mi s-a mai micșorat stomacul și nu prea mai pot să bag așa mult. Extraordinar. Deci chiar vă recomand Dabu și pâinea foarte bună. Toate astea sunt foarte bune, mai puțin cașcavalul. Cașcavalul e un cașcaval penal, din ăla congelat, cred, și băgat la friteză, cu multe grăsimi, bineînțeles, e și prăjit în ulei. Nu are nicio savoare, nu are niciun gust, dar în rest, carnea, cartofii, salata, sosurile, pâinea, sunt extraordinare. Și dacă nu ați mâncat la ei, vă recomand să încercați. Pentru că foarte multă mâncare. Bine, și prețul e un pic cam mare, 30 de lei. Știți bine că mi-e place să mănânc cât mai profitabil, cât mai bun, dar să fie și un preț acceptabil. Și întotdeauna la clipurile mele o să vă zic părerea mea sinceră, dacă se merită sau dacă nu se merită. Iar acest meniu, sincer, se merită. Se merită chiar dacă are un preț mare, cu 30 de lei, credeți-mă, puteți să mâncați la restaurant. Felul 1 și felul 2 și desert. Noi aici am avem foarte multe restaurante la meniul zilei și poți să mănânci mâncare foarte bună și foarte multă și cu desert și cu suc inclus chiar. Ăștia nu au dat niciun suc, dar oricum am primit foarte multe lucruri. Avem aici și șervețele umede. Da, dacă e seară, dacă nu aveți meniul zilei, dacă vă e poftă de un kebab, de o shawarma, de o carne de aceea pe rotisor, chiar vă recomand să încercați dacă n-ați mai mâncat. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like. Nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul, pentru că voi posta în fiecare săptămână clipuri de genul acesta. Eu sunt Otto. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. Și nu uitați să lăsați un comentariu. Până data viitoare, v-am pupat. Ciao!